Bună dimineața, trupă! Marți activă, bineînțeles. Ne facem exerciții înainte să plecăm la școală, la birou. Și pe lângă că sportul ne oferă sănătate, dragilor, ne oferă și disciplină. În momentul în care o să faceți regulat mișcare, o să vedeți că această calitate, da, disciplina, se dezvoltă și mai mult. Așa că haideți să dăm drumul la mișcare. Bună dimineața din nou! Ok, mergem la sol, da, în poziție de plank, lent, ajung cu călcâiul jos și revin, ok, sus, bag capul între umeri, revin acolo în poziție înaltă de plank, ok, sus, ok, bun. 3, 2, 1, ok, bun, duc piciorul bine la nivelul palmelor, vin cu cotul și deschid mult, ok, hai să mă pun aici ca să mă vedeți mai bine și brațul, faceți un spațiu mare aici, coborâți și deschideți, da? Lentă mișcarea, expirați pe rotație, ok, din nou poziție înaltă de plank, piciorul celălalt, scot pieptul afară, piciorul din spate bine întins, mâna dreaptă în cazul meu un pic în lateral și la fel vin, ok, să vedeți cum mai trăznește una alta, e ok, 2, da. Bun. Ok. Vine în poziție înaltă de plank din nou. Capul între umeri. Și revin. Ok. Sus. Nu atingem cu genunchii. Capul pe spate. Ok. Duc iar la fel capul între brațe. Încerc să vin cu călcâile cât mai jos. După care mult, sus, 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 sus. După care încă una. După care mult, mult, mult aici. Ok. Bun. Dimineața să facem așa niște exerciții, mai mult de niște întinderi. Da, coborâm într-un squat, o genoflexiune joasă, joasă, joasă. De pe un picior pe altul. Da, aici, spatele drept, pun o ușoară presiune în genunchi să meargă în exterior, palma pe sol și de aici ridic bine, da, și trage bine acolo. Pentru mobilitatea umărului, articulația umărului, știm de foarte multe ori că rămâne umărul înțepenit. Pentru asta trebuie să ne facem exercițiile, ok, zilnic, dragilor. Aceste exerciții, acest antrenament, da, o să vedeți că îl puteți face și la birou, așa că trage bine acolo, ok, ușor sus, dacă nu puteți atingeți, niciun fel de problemă, stânga-dreapta, ușor depărtat, coborâți cu pieptul, spatele să fie drept, capul orientat în jos, ok, merg către un vârf, da, în cazul meu la piciorul drept și rotesc, rămân acolo, pe care în partea cealaltă, rămânesc cu spatele drept, ok, partea cealaltă, bun, ok, rămâi depărtat, acolo spatele drept, spatele drept, coboară, coboară, apucă vârfurile, da, și din poziția asta trag bine, da, extensia brațelor și 1, 2, 3, 4, 5, rămân acolo, mă duc ușor, lent, la nivelul solului,
de la un picior la altul, bag bine capul între brațe, ok. Bun, ușor sus, mă ridic pe vârfuri, mult aici, mă lungesc ca și cum vreau să apuc ceva de sus, după care pe expirare mă duc în lateral. Întinde-te bine acolo. Ok, ușor din nou, inspir pe vârfuri, merg în partea cealaltă. Ok, o să simți zona laterală cum se întinde. Bun, ușor depărtat, bag capul între brațe și la fel împing bazinul în spate. Mult. După care revin, expir, da? Inspir. Încă una. Inspir. Ok, dragilor, să vă fie de bine. Sper că exercițiile de astăzi de dimineață vă ajută, da? Nu am făcut nici intense, nici cu pauze scurte sau fără pauze. Am făcut un antrenament mai mult să ne întindem, niște exerciții pe care le puteți face oriunde. Așa că, dragilor, disciplina este foarte importantă, nu uitați. Această calitate se dezvoltă antrenând, da? Ne antrenăm în fiecare zi pentru lucrul ăsta. Așa că, dragilor, rămâneți activi, antrenamentele le găsiți pe deradaoi.ro. Zâmbiți și uitați tot timpul. Deradaoi. Ciao!